Biblioteca Națională a Republicii Moldova a lansat calendarul național 2024. Acesta deține caracter enciclopedic, însumând o serie de nume de referință din domeniul științei, culturii și artei, personalități reprezentative din Republica Moldova și din întreg spațiul românesc, precum și din cultura și civilizația universală. Am scos în evidență, totuși, prin copertă, acest mare eveniment care urmează să-l aniversăm în acest an, 35 de ani de la declararea limbii române ca limbă de stat a Republicii Moldova, dar și un aspect pe care ținem nemijlocit să-l accentuăm a fost ilustrată în cadrul lucrării în fiecare lună cu lucrarea sculptorului Iurie Canașin, care cumva încununează această lucrare. Calendarul național este o carte foarte necesară pentru noi și istoricii, dar și oameni de cultură. Biblioteca Națională ani în șir publică acest calendar în care sunt marcate diferite personalități din Moldova istorică, Basarabia și acum Republica Moldova, mai puține din spațiul românesc în ansamblu și încă și mai puține din spațiul european. De exemplu, numărul ăsta din 24 este trecut Winston Churchill. Foarte important, Winston Churchill, pentru poziția care a avut-o el cândva în timpul celui de-al doilea război mondial și care este model pentru Ucraina de astăzi. Este rezultatul unei munci îndelungate a autoarelor de la bibliotecă. Sunt adunate foarte multe informații utile pentru noi. În cadrul calendarului 2024 sunt comemorați totodată oameni de cultură, politicieni și cărturari omagiați în anul 2024, care au contribuit substanțial la dezvoltarea literaturii, artei și științei românești și universale. Sunt consemnate în mod special evenimente de importanță istorică, precum 35 de ani de la adoptarea legislației cu privire la limba română și grafie latină și 30 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova.